Vă invit acum să ne apropiem de cuvântul Scripturii și deschideți, vă rog, la psalmul 10. Psalmul 10. Fratele Mircea are nevoie de ochelari după 50 de ani, eu îi por de la 14 ani. Și să nu vă ispitiți dacă mă vedeți că citesc fără ochelari, că ăștia sunt de distanță. Și tu nu văd suficient de bine la distanță. Dar dacă îi dau puțin mai jos, văd și să citesc prin ei. Altfel, so, astea sunt explicații care nu fac parte din studiul biblic. Psalmul 10. Avem 18 versete în acest psalm al lui David și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jerfă curselor urzite de el. Că cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul jocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui, Treburile merg bine în orice vreme, judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin în veci, sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sublimbă, are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prinde pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie și se pleacă și cad săracii în gheale. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în viac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna. Nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Strobește brațul celui rău pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara Lui. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ. Amin. Spuneam la lecția de introducere că ciclul acesta se numește Cu Iisus în școala rugăciunii. Spuneam că îl vom împărți în două părți. În prima parte vom avea patru psalmi la care ne vom uita și va fi un fel de fundație pe care o vom pune să învățăm din psalmi cum trebuie să ne rugăm. Iar în partea a doua, dacă Domnul ne ajută și ne dă har, vom avea mai degrabă și mai în amănunt în atenție slujba mijlocirii. De acum rugăciunea ca o luptă spirituală puternică. Cartea Psalmilor este ca un manual de studiu în rugăciune. Cartea Psalmilor, 150 de rugăciuni pentru 150 de probleme sau mii și mii de probleme. Dacă te uiți în aceste rugăciuni, identifici toată problematica existenței umane. Suferință, nedreptate, abandonare, bucurie, izbăviri, călăuzirea Domnului, întrebări multe, zbucium sufletesc, toate le găsește aici. Nu este ceva care să zici, o, oh, asta nu este în psalm. Găsești aproximativ toate stările prin care trece sufletul omenesc în lupta lui și în rugăciune mai ales. Așa că această carte ne va oferi pentru următoarele patru întâlniri, patru exemple de rugăciune. Vedeți, trebuie să învățăm chiar să ne rugăm cu psalmi. Adică să ne rugăm din, să ne tragem seva rugăciunii din cuvânt, din Scriptură. Rugăciunea noastră nu se bazează pe sărăcia noastră sufletească sau pe durerea și zbuciumul în care trecem. Când mergem înaintea Domnului, trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu și de acolo să ne luăm puterea, să ne luăm seva. Aici, în psalmul acesta, David are două mari probleme. Și titlul acestei lecții se numește Cum să ne rugăm când cel rău se pare că biruiește. Cum să ne rugăm când cel rău se pare că are câștig de cauză. Două probleme, spune David. Zice, Doamne, cel rău se pare că reușește, se pare că are, că are succes. Și apoi, a doua problemă, Doamne, se pare că Tu stai ascuns, stai departe și taci. Astea sunt două, două coordonate, două întrebări și în rugăciunea Lui o să vedem cum se definesc aceste lucruri. Din cele 18 versete pe care le avem, 11 versete sunt dedicate pentru descrierea celui rău. Înseamnă că în rugăciunea aceasta, David este învățat de Duhul lui Dumnezeu, pentru că psalmul acesta și tot psalmii și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, nu-i așa? Înseamnă că este ceva de învățat, este ceva de văzut, este ceva de reținut atunci când din 18 versete, 11 sunt dedicate descrierii celui rău. Cel rău, versetul 2. Cel rău în mândria lui urmărește pe cel pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Cel rău, versetul 4, cel rău zice cu trufie: Nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Versetul 5. Treburile merg bine celui rău, în orice vreme. Pentru el, judecățile tale sunt prea înalte, el nu le poate vedea. El continuă să sufle dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. Asta face cel rău. Versetul 6. Cel rău zice în inima lui, nu mă clatin, nu mă clatin în veci, sunt scutit de nenorocire. Versetul 7. Gura celui rău este plină de blesteme, de înșelătorii, de vicleșuguri. Sublimba lui are răutate și fără de lege. Versetul 8. Cel rău stă la pândă lângă sate și ucide pe, cei, pe cel nevinovat în locuri doznice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Versetul 9. Cel rău stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în, viziun, în, în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Cel rău, zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în, în veac nu va vedea. Versetul 13. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică inima lui că tu nu pedepsești? Observați ce face David în aceste 11 versete. El... Analizează și, și trece în revistă cumva și observă comportamentul acesta al oamenilor răi. Acum, însă, o să punem împreună aceste versete și să desprindem cel puțin cinci caracteristici, așa cum ni le arată Psalmul și cum ni le arată David în rugăciunea lui. Vom vedea că sunt cel puțin cinci asemenea caracteristici în profilul acesta a celui rău. Prima, versetul 2, până la versetul 4 și chiar și versetul 6, cel rău este mândru, mândria, caracteristică a omului rău, a omului necredincios, fără Dumnezeu, este mândru. Cel rău face o virtute din ambițiile lui, versetul 3. În mândria lui nu este loc pentru Dumnezeu. Euul lui este totul, este în centru. În mândria lui nu are nevoie de Dumnezeu, versetul 4. În mândria lui crede că rămâne neclintit, rămâne statornic. Dumnezeu nu-l vede, Dumnezeu nu-l aude, Dumnezeu îl lasă în pace. Dumnezeu e undeva departe. De fapt, el va spune la un moment dat, nu există Dumnezeu. Deci mândria, prima caracteristică. A doua, cel rău are un limbaj batjocoritor, un limbaj defăimător. Batjocorește și ne socotește pe Domnul, versetul 3. Gura este plină de blesteme, înșelătorii, vicleșuguri, versetul 7. Ce este în inima lui se aude pe limba lui, versetul 4, versetul 6, versetul 11. Limbajul acesta defăimător, Bat jocoritor de o cară. Stau de multe ori cu soția și discutăm și analizăm și ne punem o întrebare. Cunoaștem pe cineva din România, nici nu o să spun de unde, nici nu o să dau indicii din ce parte, dar mulți de aici o să, o să intuiți la cine mă refer. Și ne întrebăm unul pe altul și zicem. Oare cât îl mai îngăduie Dumnezeu pe omul ăsta să-și bate joc? În e în articole, în defăimări, în jigniri, în acuzații, în tot felul de, de, de materiale care le trimite, care le pune și. Sunt unii care abia le așteaptă și care zic, oh, eu nu cred, dar sunt curios să vedem ce mai scoate, ce mai spune. Cu ce se mai ocupă? Cu ce mai iese la interval? Acum vorbește de fratele Lazar, după aia vorbește de fratele Dorin, după aia vorbește de Pustan, după aia vorbește de Tipei, după aia vorbește... Și ia pe rând pe toți, și ia pe baptiști, și ia pe pedicostali, și ia pe ortodox, și Nu-i lasă pe niciunul. Și n-are nimic bun de spus, numai cuvinte de ocară și cuvinte de defăimare. Și nu-i singură, că mai sunt din ăștia. Și iată ce spune Scriptura despre ei. Cel rău are un limbaj bajocoritor, defăimător, spune David în Psalmul 10. Al treilea lucru, a treia caracteristică a celui rău. Cel rău este condus de poftă. Are o poftă, are un nesaț, are o dorință nestăvilită cumva. Cel rău se felește cu pofta lui, versetul 3. Cel rău stă la pândă în ascunzătoarea lui, Versetul nouă, prima parte. Parcă pândește, parcă vânează, parcă... Dacă e ok să spun cuvântul ăsta, e ca și, ca și, ca și animalul acela de pradă care, care își urmărește victima, saliviază, dacă vreți, poftește și se aruncă. Și David chiar spune, zice, săracii cad în ghearele lui are pofta asta, are, are dorința asta nestăvilită să facă rău. Ce trist. Al patrulea element, a patra caracteristică, cel rău este condus de violență. Stă la pândă, ca un leu, în vizuina lui. Versetul 9, partea a doua. Îl prinde pe cel nenorocit, îl prinde pe cel sărac, îl trage în lațul lui. Ultima parte a versetului 9. Ei cad săraci în gheare, versetul 10. Este violență în atitudinea lui, în comportamentul lui, în viața lui. Deci cel rău este mândru, prima. Cel rău are un limbaj jucuritor, defăimător, a doua. Cel rău este condus de pofta lui păcătoasă și rea. A patra, cel rău este condus de violență chiar, și ultima, cel rău este condus de necredința lui. De fapt, are o necredință uriașă. Pentru că el zice, versetul 4, partea a doua, cel rău zice, nu este Dumnezeu. De ce să hulească cel rău pe Dumnezeu, va întreba David. Parcă David zice, Doamne, până când? E așa că ne confruntăm toți cu problematica aceasta, cu cu zbuciumul acesta, cu întrebările aceste. Doamne, dar unde e dreptatea ta? Unde e, unde e, justiția ta? Unde e neprihănirea ta? Doamne, dar cât îl lași? Doamne, când intervii? Doamne, ce se întâmplă cu tot tabloul ăsta? Parcă cel rău câștigă. Parcă are câștig de cauză. Cum să înțeleg, Doamne? El e mândru, e trufaș, are un limbaj bat jocoritor, distruge, ucide cu, cu limba, cu vorba, este condus de o poftă nesățioasă, să facă rău, e chiar violent în atitudinile lui, în apucăturile lui. Și sigur, e necredincios. De ce să zică în inima lui că Dumnezeu nu pedepsește, că Dumnezeu nu vede, că Dumnezeu nu aude? Acestea sunt cele... Cinci caracteristici. Practic, ce face David aici, în aceste 11 versete, el trece în revistă. De fapt, Duhul Sfânt îl învață pe David cum să se roage după ce evaluează situația. Vedeți? Situația când te duci în rugăciune înaintea Domnului, orice situație ar fi. Dar în cazul nostru, sigur că ă, acesta este obiectivul pe care îl avem. Cum să ne rugăm când cel rău se pare că are câștig de cauză, că biruiește. Și David face această evaluare, această observație. Iată ce învățăm deja. <coughs> Primul lucru pe care îl observăm. O să avem câteva observații. Există o mare contradicție și o mare luptă, o mare zbucium în inima celui rău. Versetul 4 spune cel rău, Domnul nu pedepsește. Deci, Domnul nu există. Asta spune versetul 4. Domnul nu pedepsește. Ca atare, concluzia pe care o trag eu, spune cel rău, cel păcătos, cel care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, e Dumnezeu nu există. Dacă nu face nimic, nu înseamnă că nu există. Apoi, observați că după ce face afirmația Dumnezeu nu există, revine asupra problemei și zice, well, uh, hmm, dacă există, dar nu rămâne la concluzia, deci Dumnezeu nu există. Ateu convins. Să știți că nu există, atei convinși. Atei în mintea lor au un zbucium, au o frământare, au, au o luptă continuă. Mintea lor, inima lor e într-un permanent zbucium. Chiar dacă ei spun nu există Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, totuși, așa cum ne arată Psalmul 10 aici, observăm un mare, mare zbucium în, în mintea lor și în sufletul lor. Atunci revine și spune în versetul 11, Dumnezeu uită, Dumnezeu își ascunde fața. Dumnezeu în viac nu va vedea. Și David își pune întrebarea, pentru ce să zică cel rău că tu nu pedepsești? Dar observați cum os oscilează cel rău, os oscilează de la, de la afirmația nu există Dumnezeu la totuși, dacă există, e undeva ascuns, e undeva retras, un deus abscondibus, cum spuneau în Evul Mediu Latinii adică un Dumnezeu ascuns e, a pornit universul ăsta ca un ceasornic, i-a dat drumul și acum stă în cerul lui, stă în, în odăile lui nu se amestecă în istorie, nu se amestecă în viața oamenilor, lasă lucrurile să meargă așa, până într-o zi poate dar nu se amestecă asta e conceptul ateist sau materialist sau tot felul de, de nuanțe câte are exact cam psalmul 10, la cel rău când zice Nu există Dumnezeu, când zice a, Dacă există, nu vede, a, nu aude, nu se implică, nu l interesează, a, nu pedepsește, nu intervine, lasă lucrurile așa să meargă. Deci cel rău are un dialog interior permanent. Așa este, de exemplu, și într-un într caz de cort. Dacă avocatul observă că argumentul lui nu reușește și nu lucrează, atunci merge la un argument uh, alternativ, are, are o altă variantă, zice, nu mă duc pe, pe ideea asta, mă duc pe alta. Sau Dumnezeu nu există. Dar poate că totuși există. Dar dacă există, atunci spunem asta. Nu se bagă, nu aude, nu vede, nu-l interesează, a lăsat lumea în drumul ei. Foarte multă lume gândește așa. Apoi, un alt lucru care îl observăm este că David, în psalmul 10, ne învață că în timpul rugăciunii trebuie foarte bine să înțelegi dimensiunea acestor probleme. Jumătate, mai mult de jumătate din psalm își ia ca să facă assessmentul, să facă evaluarea, să înțeleagă. Ce învață? Învață că răutatea celui rău nu este un fenomen nou. Asta trebuie să înțelegem noi. Lumea asta care zace în păcat, lumea asta care zace în cel rău, să nu e un lucru nou. Să nu credeți că e ceva nou. Auzi pe foarte mulți spunând, zice, niciodată n-a fost așa rău ca acum. Nu, no, wrong. Diavolul ia răul și îl îmbracă în alte forme, da. Îl îmbracă în alte haine. Dar e tot ăla, tot rău, ăla e. Nu e altul. E tot mândrie, e tot prostie, e tot mânie, e tot răzbunare, e tot necredință, tot aia. E numai că e îmbrăcat puțin diferit. Tu zici, o, oh, niciodată n-a fost. Acum se folosește de tehnologia care este, de cultura care este, de, de armele pe care le are, dar de fapt răul e la fel. Așa a lucrat de-a lungul istoriei, de-a lungul secolelor. Într-o generație, de exemplu, se îmbracă în ipocrizie, în fals. Într-o altă generație se poate îmbrăca în necredință. Vă dau un exemplu din istorie, dacă pot să, să ilustrez și să, să vedeți cum, cum se poate înțelege. De exemplu, în secolul XVI biserica, biserica romano-catolică în special, era atât de falsă, era atât de cuprinsă de falsitate și de ipocrizie, oamenii spuneau că sunt credincioși, dar trăiau într-un păcat și trăiau într-o neascultare și trăiau fără Dumnezeu. Era un individ, un, un, un călugăr dominican, Johannes Tetzel, care cu aprobarea papei, bineînțeles, spunea așa, zice, să vând niște indulgențe, adică îți dădea un document. Și în documentul ăla, cu parafa Sfântului Părinte, se spunea că ești absolvit de păcatele tale. Și spunea Tețel, în momentul când banii tăi ajung în cutia aia, că avea o cutie, și acolo puneai banul. Și spunea, în momentul când banii cad aici, în momentul ăla se face Iertarea păcatelor. Și îi dădea hârtie că e absolvit, îi dădea hârtie că nu mai are nicio vină, că nu mai are niciun păcat. Oamenii nu erau chemați la pocăință, nu erau chemați la Dumnezeu, nu erau chemați la o viață transformată. Biserica vindea indulgențe. Până acolo încât unii mergeau și, și deja spuneau, uite, vreau să fac păcatul cu tare. Nici nu-l nici nu făcuse încă. Și plătea înainte. Vreau să mă duc să dau un cap cuiva, Doamne ferește, dar cât mă costă? Cât costă absolvirea? Păi costă atât, a spunea Tetzel. Și așa o, o, o ipocrizie, așa o falsitate, așa, o, așa o, o, o rătăcire uriașă. Încât, vă amintiți, la 31 octombrie 1517, un alt călugăr, de data asta augustinian, în Germania, pe numele lui Luther, Martin Luther, a scris colegilor lui că el era profesor de teologie, el nu se gândea la, la reformă, să nu cumva să credeți că Luther a plănuit lucrurile și le-a gândit wow, cum o să iasă. El a vorbit între colegii lui și mai ales la, la șeful lui de departament, că era în Wittenberg la universitate, preda teologia și îi scrie lui ăla, zice, uite, 95 de probleme am găsit că sunt de rezolvat în biserica noastră. Și ăla îi spune, zice, nicio șansă, n-ai nicio șansă cu asta, nu le mai arăta la nimeni, Doamne ferești să le vadă cineva că intri în probleme. Și Luther, cum era un tip foarte impulsiv, a zis, nu, no. mai mult de atâta, le-a luat și le-a bătut pe ușa bisericii din Wittenberg. Pe ușa catedralei, dacă vreți. S-a pornit războiul, s-a pornit conflictul, și toate alea. S-a pornit reforma. În secolul 17 cu totul altceva. Era renașterea, artă, știință, cultură. Și a venit revoluția franceză, exact cu 200 de ani înainte de a noastră. Dacă a noastră poate fi numită revoluție. În 1789 în Franța, revoluția franceză cu iluminismul. Știți ce au zis ăștia? ăștia au zis știința de acum nu mai există Dumnezeu uite ce a făcut biserica uite ce a făcut credința falsă uite, uite în cerătăcire. de acum ne bazăm numai pe logică ne, ne bazăm numai pe gândire și pe rațiune și pe știință și pe descoperirile științei și a dus oamenii înspre necredință înspre, înspre ateism dar același rău numai că era îmbrăcat cu alte cu alte haine. Cu alte haine. Acum, prin internet, nu al deschizi și vezi cum sar pe tine reclamele, cum sar pe tine mizerile, cum sar pe tine gunoaiele, pornografia. E just a click away. Și zici, wow, așa ceva n-a fost de când lumea, așa rău. Nu, e același rău. Numai că e îmbrăcat în alte haine. E îmbrăcat în alte, în alte strai, ca să nu-ți dai seama. Ca să nu realizezi. dați vă și la descoperirile științei. Că atunci când oamenii au făcut niște descoperiri în știință, prima dată le-au folosit în rău. După aia au zis, o, stai puțin că noi putem să folosim dinamita, să, să facem drumuri. Să facem tunele, să, să ne facem loc printre, prin, prin munți. Ei, dar înainte de asta au folosit-o să omoare oameni, să distrugă. Forța atomică, nu? Forța nucleară, energia nucleară. Până să zică ei, stai puțin, că noi o folosim să, să ajutăm cu ea. S-au dus oamenii ăștia unde stăm noi aici în America nu de mult, nu foarte de mult în istorie, din cauza că au atacat flota americană de la Pearl Harbor, au zis, acum vă tragem noi o joardă din aia pe, pe spate, să o țineți minte. Și s-au dus și au lansat bomba la Hiroshima și Nagasaki. Oh, oamenii zic, așa ceva n-a fost de când lumea, așa rău, nu, no, e același rău. De cât că diavolul îl îmbracă în diferite, în diferite haine noi, ca tu să nu-ți dai seama, să crezi că. Deci, ce vreau eu să spun? Vreau să spun că să nu fim naivi în ceea ce privește realitatea răului. Să nu fim naivi. Să facem exact ce face David. Să înțelegem. Ăsta e omul rău. El poftește să facă rău. Păcătosul nu mai poate de dorul de a păcătui. Asta e păcatul. Asta e lumea căzută fără Dumnezeu. Nu ne imaginăm altfel. Nu Trebuie să pricepem lupta spirituală care este. Și acum, cu toate că lui David îi se pare că cel rău câștigă, are sorți de izbândă, cu toate că îi se pare că Dumnezeu este departe, o să observăm cum se roagă El și învățăm cum să ne rugăm în asemenea situații. Învățăm de la El și învățăm de la Domnul Isus, Pentru că David a experimentat această realitate, și Duhul Sfânt l-a învățat cum să se roage, Duhul Sfânt era în el, chiar și atunci când el credea că cel rău învinge, chiar și atunci când el credea că Dumnezeu e departe. Duhul Sfânt l-a condus să se roage într-un anumit fel. Trei imperative, trei lucruri învățăm de la David în contextul acestei rugăciuni. Cum să te rogi când se pare că cel rău câștigă. Primul. Oprește-te de a gândi ca și cel rău. Este primul lucru. Și o să vedeți de ce spunem asta. E foarte interesant. Observați, vă rog, versetul 1. Uitați-vă în Scriptura noastră, în textul Scripturii, și haideți să recitim versetul 1. Dar cu foarte mare atenție, vă rog. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Wait a minute. Eu am crezut că ăla rău gândește așa. Eu am crezut că ăla rău vorbește așa. Eu am crezut că ăla rău simte așa. Că Dumnezeu e departe, că Dumnezeu se ascunde, că Dumnezeu nu vede, că Dumnezeu nu intervine, că Dumnezeu nu judecă. Observați că psalmul începe, psalmul începe cu această afirmație, cu această declarație de, de, de reproș, dacă vreți. Dar ceva se întâmplă cu David și parcă David se trezește din somn. Ceva se întâmplă în versetul 11. El zice în inima lui, Dumnezeu, uite, își ascunde fața și în viac nu va vedea. Oh, David zice, stai puțin. El zice. Dar eu cum am ajuns să zic ca el? El gândește așa. Dar eu cum am ajuns să gândesc ca el? El face așa, dar eu cum am ajuns să fac ca El? Că psalmul așa începe. Doamne, de ce te-ai ascuns? Doamne, de ce taci? Doamne, unde ești? Ești departe. De ce nu faci nimic, Doamne? Fă ceva! După aceea face analiza, Duhul Sfânt îi arată toate lucrurile astea și în versetul 11, parcă, parcă ca și cum s-ar trezi din somn, David zice, wait a minute, el face asta. Nu eu. Eu, ca și om credincios, eu altfel văd. Eu altfel vorbesc. Eu altfel înțeleg. Eu altfel pun problema. Observați ce se întâmplă. E, e foarte, foarte simplu, dar foarte important să observăm momentul acesta când e intersecția aici. Rugăciunea, psalmul, în versetul 1, începe cu un complain, cu o nemulțumire, iar când se termină, în versetul 17 și 18, se termină cu credință și mai mult cu încredere. Deci pe parcursul psalmului, David, ceva se schimbă, ceva se, se transformă în mintea lui și în sufletul lui. El când începe, fără să-și dea seama, vorbește ca ea răi, ca ea trufași, ca ea blestemați, ca ea fără Dumnezeu, ca ea necredincioși. Așa vorbește, exact cu limbajul lor. Dintr-o dată se trezește și zice, stai puțin. Eu nu vorbesc așa, eu nu înțeleg așa. Ei, da, ei vorbesc, dar nu eu. It's like a turning point. Ce rău zice în inima lui. David spune, eu nu zic. Deci ăsta e primul lucru, prima lecție care învățăm. Oprește-te să gândești și să simți ca cel rău. N-ați observat în, în limbajul nostru câteodată: O, oh, zice, vine să mor, o, oh, e capă pământ, o, oh, e greu, o, oh, nu mai pot. Stai puțin. Nu cumva vorbești ca ea din lume? Nu, nu cumva vorbești ca ea fără Dumnezeu? Nu cumva te cerți cu Dumnezeu ca ea care, într-o lor, în. în, în pofta lor păcătoasă, în pornirea lor, vorbesc așa, dar tu, copilul lui Dumnezeu, tu nu poți vorbi așa. Tu nu poți gândi așa, tu nu vezi așa. Tu l cunoști pe Domnul, tu ai altă perspectivă în viață, tu altfel înțelegi lucrurile. Dar oprește-te și nu vorbi ca ei. Oprește-te și nu gândi ca ei. Oprește-te și nu acționa ca ei. Oi cap, e ca și o trezire pentru David și zice, ei fac lucrul ăsta. Al doilea, începe să te încrezi în Dumnezeu. Se schimbă atitudinea. Începe să te încrezi în Dumnezeu. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima Lui că tu nu pedepsești? Versetul 14. Dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mâna ta pricina lor, a celor necăjiți, a celor săraci, a celor nenorociți. În de ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Observați schimbarea? Observați că David nu mai vorbește ca în versetul 1, S-a oprit să mai vorbească așa, s-a oprit să mai gândească așa, s-a oprit să mai acționeze așa, și acum deja vorbește altfel, are altă atitudine, are altă înțelegere. Acum a început să se încreadă în Dumnezeu. Și observați cele trei elemente extraordinare care trebuie să le, să le reținem în rugăciune. Ochiul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu și tronul lui Dumnezeu. Observați, vă rog, ce, ce simplu, ce clar este. Versetul 14, prima parte. Dar tu vezi, tu privești necazul. Versetul 14, partea a doua. Tu iei în mâna ta pricina lor, tu ți-întinzi -ți mâna și zdrobești puterea celui rău. Mâna ta e la lucru, mâna ta e în istorie, mâna ta intervine, mâna ta oprește. Nu când vreau eu, nu cum vreau eu, dar am început să văd mâna ta. Am început să văd ochiul tău și am început să mă uit pe tron și la tron, că acolo e cineva permanent, veșnic. Împăratul meu e veșnic pe tron. De Dumnezeu. Am început să cred Mă rog altfel acum, văd altfel acum, simt altfel acum, gândesc altfel, vorbesc altfel. S-a produs schimbare în viața mea. Nu mai sunt în versetul 1 unde încep cu reproș, încep cu complain. Nu! Acum am uit și zic, Doamne, Tu vezi. Doamne, Tu privești. Doamne, mâna Ta ți-o întinzi. Doamne, mâna Ta vine în ajutorul lor. Doamne. Împăratul versetul 16. Prima parte. Domnul este împărat în veci de veci. Domnul este împărat în veci de veci. Am nevoie să mă încred în Dumnezeu care vede tot. Am nevoie să mă încred în Dumnezeu și să fiu convins că mâna lui, mâna lui intervine și mâna lui ridică. Și mâna lui se luptă. Și mâna lui zdrobește puterea celui rău. Și am nevoie să mă uit la tron, să mă uit țintă, la împărat, să văd că pe tron veșnic stă Dumnezeu. Deci al doilea lucru, începe să te încrezi în Dumnezeu. Să ai o altă atitudine. Deci nu numai oprește-te în a gândi ca cel rău, în a vorbi ca cel rău, începe să crezi. Începe să vezi. Ca Dumnezeu, să vezi ochiul lui, să vezi mâna lui, să vezi tronul lui, să vezi intervenția lui. Și ultimul. Nu numai oprește-te să te porți ca cel rău. Nu numai începe să crezi sau să te încrezi ci rămâi, rămâi cu Hristos în școala rugăciunii. V-ați spus vreodată întrebarea, oare cum a citit Domnul Isus Psalmul 10? Cum l-a citit Domnul Isus? Că el cunoștea psalmii? Cele mai citate scripturi pe care le-a folosit Domnul Isus din Vechiul Testament au fost cartea psalmilor. Profeții mesianice, cuvinte inspirate, toată scriptura e inspirată de Dumnezeu. Dar Domnul Isus folosește mult psalmii. Înseamnă că ei au fost dragi psalmii. Și mă întreb când a deschis cartea psalmilor la psalmul 10, cum a citit el psalmul 10? Cum a înțeles el psalmul 10? S-a dus la Templu. Putea să zic că și, o, ce, ce. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Așa ceva n-a fost niciodată. în lumea. Răul ăsta merge extraordinar. S-a dus acolo, s-a uitat la ei, s-a uitat la templu, s-a uitat la cei răi și părea că ei câștigă, părea că ei au succes, părea că ei sunt biruitori. Și au zis, ce-ați făcut cu casa tatălui meu? Ați făcut din ea? o peșteră de tâlhari. Te duci în adunările, unele adunări ale unor frați. Stai la ședința lor, stai la adunarea lor generală, să vezi cum se jignesc, să vezi cum se acuză, să vezi cum urlă unii la alții, să vezi câtă lipsă de bun simț și de, de câtă lipsă de pocăință. Și zici, wow, Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Cum a citit Domnul Isus? Marcu 14 cu 41 s-a rugat în ghețiman și apoi s-a dus la ucenici și a găsit dormind. I-a trezit și a zis, rugați-vă mă copii, rugați-vă un ceas. Ce așa? așa mult v-am cerut un ceas. A venit a doua oară, i-a găsit iar dormind, iar i-a trezit și a zis, Petre, un ceas nu poți, Petre, ce ți-am cerut? Un ceas ce am cerut, Petre? A, zice, zice Marcu, zice, el era ochii îngreunați de somn, erau obosiți. S-a <coughs> dus a treia oară la ei, i-a găsit dormind. Știți ce a zis atunci? Destul. Acum, dar așa ironic, sarcastic, a zis, acum dormiți. Acum adormiți și odihniți-vă. Cu alte cuvinte, m-ați lăsat singur. Că derbede ei au, au distrus templu și l-au adus într-un hal de, de, de peștere de tâlhari. Dar voi, ucenicii mei, n-ați putut să vă rugați cu mine un ceas? N-ați putut să, să stați un ceas în, în, în rugăciune? N-ați putut? a zis, destul, a venit ceasul. A spus, a venit ceasul întunericului. Când l-au arestat, Marcu 14, cu 48, zice, am fost între voi toată ziua, v am învățat în templu, am învățat peste tot și zice, ați venit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege. Și avea impresia că cel rău câștigă. Avea impresia că cel rău are succes. Dar numai impresie, numai se părea cam salmul 10. Să nu mergem mai departe, nu? Marcu 15, cu 34, își băteau joc, a venit întunericul, i-au dat o prăjină cu un burete înmăiat în oțet. Și el a zis, Eli, Eli, la ma să bachtani. Auzi ce cheamă pe Elie, să vedem dacă îl ajută. Dar el ce spunea? Spunea partea a doua din psalmul 10. Dumnezeu e departe. Dumnezeu nu vede. Dumnezeu s-a retras. Dumnezeu s-a ascuns. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? mai părăsit. Deci el a trăit psalmul 10 pe pielea lui, mai mult decât David. A înțeles Iisus Hristos, a înțeles cum se trece prin psalmul 10. Ce să faci când se pare că cei răi câștigă și au succes? Și ce să faci mai ales când ți se pare că și Dumnezeu e departe și nu vede și nu face nimic și nu intervine? Nu știu, frate, zice, câte un amărât, necăjit, bolnav, prin spitale, ce nu știu ce are Dumnezeu cu mine, parcă nu se mai termină, frate. Ce-o fi oare? Oare de ce numai cu noi se întâmplă? Oare de ce în familia noastră? Oare de ce mie mi s-a întâmplat atâta nedreptate? Eram odată cu un prieten undeva și îl vedeam așa retras, ascuns. Că am mai spus eu asta, dar acum o spun altfel. Și am spus, ce faci, la ce te gândești? Și zice, a, mă gândesc. Păi Zic, nu, 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 la ce te gândești? Păi zice, nu mă ar să văd câți m-au înșelat. Pe câți i-am ajutat, pe câți i-am ridicat, pe câți i-am trimis la școală, pe câți i-am luat din stradă și m-au trădat. Da, ești în psalmul 10, dar Isus a fost în Salmul 10. Mai mult decât noi. Și știți ce a făcut? Când și-a dat Duhul, a zis, n-a câștigat diavolul, n-a câștigat cel n-a câștigat păcatul, n-a câștigat moartea, în mâinile tale, Tată, în mâinile tale, Luca 23 cu 46. În mâinile tale mă încredințez, Duhul meu. Cel rău nu are nimic în mine. Vine cel rău? Da, vine. E ceasul lui. E așa. Dar nu are nimic în mine. Nu găsește nimic în mine. Wow. Deci a trecut prin psalmul 10 și a ieșit biruitor. Nu numai că a suferit răutatea celor răi, ci a și, și biruit când a ținut predica de la Rusalii, Petru a spus în fapte 2, versetele 23-24, zice Voi l-ați răstignit, voi l-ați omorât, sigur că v-ați folosit de mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții. Nu putea să fie ținut de moarte? El a biruit. Și când ți se pare că cel rău biruiește, și când ți se pare că Dumnezeu e departe, nu uita că Dumnezeu vede tot. Nu uita că mâna lui e întinsă. Nu uita că pe tron e împăratul, e Dumnezeu. E înviat, e înălțat, e la dreapta Tatălui. Nu uita asta. Sigur că urmează o împlinire escatologică, cum spunem noi, Adică o împlinire finală, de plină. Versetul 15: zdrobește, Doamne, brațul celui rău, pedepsește-i, fără de legile, ca să piară din ochii tăi. Asta se va întâmpla numai la schimbarea din nou și la așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Când atunci nu va mai fi nicio fără de lege, atunci nu va mai fi niciun rău, atunci nu mai va, va, va mai fi nicio nedreptate. Acolo e psa, versetul ăsta 15. Acum da, ți se pare că câștigă ce rău. Acum ți se pare că Dumnezeu e departe. Dar noi, noi nu e departe. nu e aproape. E cu noi. Și spune, roagă cu mine. Și eu mă rog cu tine. În psalmul 10. Nu te uita cu jind, nu te uita, nu vorbi ca ei, nu gândi ca ei. Oprește-te! Începe să te încrezi în Dumnezeu. Începe să vezi ochii lui. Începe să vezi mâna lui. Începe să vezi tronul lui. Stai cu Isus în școala rugăciunii și roagă-te cu el și roagă-te ca el. Și învață. Și să învățăm. Ne ridicăm. Ne ridicăm în prezența Domnului. Și spunem și noi, Doamne, Dă ne putere să înțelegem. Dă ne putere să vedem dincolo de aceste imagini urâte ale păcatului și ale nedreptății. Sigur că ne lamentăm, sigur că avem complainuri, sigur că credem că numai nouă ni se întâmplă, sigur că credem că ne-ai lăsat, că ne-ai părăsit, că nu ne faci dreptate. Sigur, acolo am fost și noi. Încă suntem în versetul 1. Mai avem 17 versete de parcurs și de ani de zile nu putem scăpa din versetul 1. Suntem tot acolo. Ne ține micuțul acolo în șurubați. Trezește-mă, Doamne, cum l-ai trezit pe David. Și să pot să spun și eu, eu nu vorbesc ca ei. Nu văd ca ei, nu gândesc ca ei. Eu văd ochii lui. Eu văd mâna lui. Eu văd tronul. Și văd pe cel care stă pe tron. Da, e nedreptate. Aparent se pare că câștigă. Eu însă știu cine a câștigat. Cine a biruit păcatul, cine a biruit moartea, cine a biruit pe cel rău. E Domnul meu, e Iisus Hristos. E împăratul meu. Ajută-mă să privesc sinte la tine. Ajută-mă să, să stau cu tine în poziția aceasta de biruitor. Învață-mă să mă rog. Zice câte unul, zice, ce, 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 atâta rugă? Ce să te rogi? Zici câteva cuvinte, mai nu mai ce să zici. Nici nu pricepem ce e rugăciune. Nici nu pricepem ce forță, ce, ce, ce potențial, ce uriașă artă și armă este rugăciunea. Și ca David, ne luptăm și noi cu întrebările astea mari. Doamne, dar de ce? De ce cel rău, biruie? Dar uitați-vă că el din versetul 1 a ajuns în versetul final și zice așa. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne. Le întărești inima, spreci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui a Așa te rugăm, Doamne, intervino. Când se ridică mâinile și spune familie, familie, cauză personală, copilul meu, fica mea, soția mea, soțul meu, cauză de boală, serviciu, nu știu, oricare ar fi. Spunem, Doamne, știu că Tu vezi, știu că Tu ți întinzi mâna, știu că Tu ești pe tronă poate că îngădui toate astea ca să mă schimb pe mine, ca trecându-mă prin școala asta să mă înveți, să mă transform, să mă modelezi, că poate sunt tot în versetul 1. Ajută-mă să ajung să spun, Doamne, Tu știi tot, Tu poți tot. Mă arunc în brațele Tale și mă încred în Tine. Ne rugăm, Domn.